Salutare, m-am întors cu un nou tutorial. În acest tutorial vă voi învăța cum să instalați un mod în Minecraft. Acum, haideți să începem. Prima dată intrăm în Minecraft. Dăm Options, Force Update, Done, Login. Așteptăm să se încarce, să se curețe Minecraft-ul, să nu mai avem niciun mod. Ca să iau de la zero, să vă învăț cum ar veni. Așa, deci Minecraft-ul a pornit. Acum să vă arăt că nu mai am niciun mod. Sunt două posibilități de a ajunge la app data. Prima, cea mai ușoară, dăm pe texture pack, open texture pack folder și dăm aici pe Minecraft și ni s-a deschis toate Minecraft, ni s-a deschis Minecraft. Așa, acum că v-am arătat, haideți să vă arăt și pe cea de-a doua. Mergem aici, scriem run, mergem start, scriem run. Ținem apăsat pe shift, apăsăm cifra 5, adică procent, scriem app data, procent. Dăm OK și ne-a dus aici la Minecraft. Intrăm în Minecraft. Bun, acum să downloadăm un mod, nu știu, mi-a venit prin cap Too Many Items. Ca să instalăm Too Many Items avem nevoie de niște fișiere care să ne permită să instalăm modurile. Și scriem pe Google mod loader 1.2.5. Descriem la Minecraft DLL, de exemplu. Nu este aici, nu-mi place. O să-l caut. Aici. Este perfect. Dăm download aici. O să vă las site-ul în descriere și downloadați voi de acolo. Dăm sar peste. Că mulți nu știu ce să fac cu extensia asta AdFly. Acum căutăm pe Google Too Many Items, adică TMI, și îl downloadăm. Deci, uitați, apăsăm pe download, la fel va fi în descriere linkul de download. Dacă aveți nevoie, cine știe. Dăm iară sar peste, se downloadează, după cum puteți observa. Acum deschidem mod loader-ul și Too Many Items. Închidem internetul, mergem, scriem AppData aici. Cei care n-au Windows 7 apasă pe run. Eu am scris direct aici. Intrăm în Minecraft, în bin, click dreapta pe Minecraft, open with, Winrar Archiver, ștergem meta-imp, deci asta e primul lucru care îl faceți și să nu aveți Minecraft-ul pornit în timp ce faceți asta, pentru că nu dă o eroare. Selectați tot și trageți drag and drop un Minecraft jar. Dăm OK. Acum la fel și aici, la Too Many Items, drag and drop, OK, închidem tot și cam acesta este. Hai să vă arăt și că funcționează mod. Facem o lume nouă, intrăm și haideți să vă arăt.
Minecraft-ul n-a dat crash, n-a dat nimic. Așa, într-un baie de zăpadă, așa. Uitați, a apărut în mine items. Joc în full screen și de aceea se văd. Toate acestea se merg. Deci cam acesta a fost tutorialul pe ziua de astăzi. De fapt, noaptea de astăzi. Este 3 dimineața și o filmez. Ok, la revedere. Dacă v-a plăcut, like, subscribe. Dacă nu, dislike. Share pe Facebook, Twitter, High Five, etc. Delbuf, Google+. La revedere.